Salut, sunt eu Avrămescu și acum urmărești materialul 1000 realizat de Steaua TV. Am fost alături de suporterii steliști din întreaga lume cu cele mai noi știri, reportaje, interviuri și transmisiuni în direct. Așa stadion n-am mai văzut de ani de zile. Și dacă am văzut, poate în sănătate la noi. Eu spun că dacă ar promova, ar veni spectatorii să umple stadion. Cum l-ai caracterizat pe omul Ciprian Tudosa? O persoană foarte complexă, cu o dăruință foarte mare, care încearcă mereu să dea tot ce este mai bun din el pentru a obține rezultatul dorit. Să rămână. La mai mare, la mai tare și la răzurătoare. Să rămână, să rămână. Așa. Faci cununia civilă pe o barcă și religioasă o răstor. Nu m-am urcat pe podium sub numele de Simona Radu și eu acolo am reprezentat România alături de Ancuța. Și această medalie este a tuturor. Nu m-a schimbat, în schimb, ca om, ca personalitate și caracter, pentru că orice rezultat aș aduce, cred că cel mai important este să rămâi om. Steaua, atunci, în perioada aceea, a fost o echipă extraordinară. Sigur, trebuie să ținem cont și de Barcelona, dar eu spun că am fost poate mai bun decât ei. A fost cel mai mare rezultat al unei echipe românești. Faptul că am reușit să dobor recorduri naționale de seniori însemnând că sunt cel mai rapid din istoria țării înseamnă o reușită și o mândrie foarte importantă pentru mine. Pe lângă celelalte scopuri ale mele, să dobor recorduri naționale, să le spulber, să le dau cât de jos se poate, e unul dintre scopurile mele. Nu știu dacă m-am repetat, dar da. Eu consider că îi întrec pe toți pe plan mental. Pentru că pe plan mental nu au ce-mi face. Ce e în capul meu, decid numai eu. Ce emoții am, trebuie să reușesc să controlez numai eu. Acolo, cred că sunt de neînvins. Pe timpul ăla nu se comenta, ci se executa. Au zis, astăzi iese în echipaj Pazachin cu Simeonov. Nimeni n-a comentat, am ieșit, au văzut ei că merge bine barca, s-a tras o probă de control, am scos un timp foarte bun și așa am rămas în echipajul respectiv la Moscova. În primul rând am avut ambiții. În al doilea rând a spune că am avut talie și dorința de a face ceva, de a depăși ceva, că asta de fapt este. Să vrei să te duci mai sus și din cauza centimetrului, din cauza cronometrului, te trage performanță. Când ești pe locul 1 și ți se cântă imnul, atunci e ceva deosebit. Pistolul m-am dorit, pistolul am iubit, cu pistolul am încheiat cariera sportivă. Dar am iubit Steaua de copil și fericirea a fost ca să nimăresc exact la clubul meu de suflet, clubul Steaua. Steaua înseamnă atât de multe lucruri pentru mine, încât mi-e greu în câteva cuvinte să explic. Este ziua tuturor celor care au participat la acel fericit eveniment în care Steaua a reușit să câștige Cupa Campionilor. Practic, cred că este a doua zi de naștere a fiecăruia dintre noi. S-a și văzut cum ați executat acel penalti, când n-aveați nicio emoție. E bine. Să știi că de multe ori când tragi tare, fără să te uiți foarte mult la portar, în mod cert ai emoție. Hai Steaua! Și toți elevii în cor răspundeau Hai Steaua! We'll be right back.
Steaua TV afli totul despre idolii tăi, trecutul, prezentul și viitorul clubului Steaua în imagini. Mulțumim Steaua TV, fiindcă sunteți mereu alături de noi și vă felicit pentru materialul cu numărul 1000. Felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Doresc să le mulțumesc colegilor de la Steaua TV pentru sprijin și pentru faptul că ne aduc mai aproape de suporterii noștri. Felicitări Steaua TV pentru materialul cu numărul 1000. Să știți că vă urmăresc în continuare cu mare interes și vă doresc mult, mult succes. Felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Felicitări pentru întreaga dăruire și mulțumim! Mă bucur să fac parte din acei campioni care la un moment dat v-au adus motive de bucurie. Felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Sper să o țineți tot așa. La mulți ani Steaua TV pentru materialul 1000. Vă urez mult succes în continuare și multe emisiuni frumoase așa cum ați făcut-o până acum. Mulțumesc echipei Steaua TV pentru toate materialele realizate împreună. Felicitări pentru materialul 1000. La mulți ani Steaua TV pentru materialul 1000. Atât mai multe emisiuni frumoase și live-uri reușite. Forța Steaua și felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Băi, vreau să vă felicit pentru materialul cu numărul 1000. Steaua TV, felicitări dragilor. Felicitări Steaua TV pentru materialul cu numărul 1000. Mulțumesc că mi-ați fost alături în toate momentele de-a lungul timpului. Hai Steaua! Felicitări Steaua TV pentru materialul 1000. Țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Forța Steaua! Din partea echipei de basket vă mulțumim pentru profesionalismul și devotamentul arătat și că sunteți alături de noi. Mult succes în continuare și cât mai multe materiale cu performanțele sportivilor roșii albaștri. Haide Steaua! Salut! Voi începe prin a vă spune că sunteți niște oameni minunați, iar ceea ce reușiți voi să faceți prin materialele Steaua TV, pe noi sportivii ne ajută și ne motivează foarte mult. Mulțumim și țineți-o tot așa! Felicitări Steaua TV pentru materialul cu numărul 1000! Steaua TV, pentru suporterii din întreaga lume, în direct cu performanța!